14 până la 29, ne spune cuvântul Domnului așa. Și când a venit la ucenicii săi, a văzut împrejurul lor o mare mulțime și pe cărturari discutând cu ei. Și îndată ce a văzut mulțimea pe Iisus, s-a mirat și alergând la el, l-a salutat. Și el i-a întrebat pe cărturari, despre ce vorbiți cu ei? Și un om din mulțime a răspuns și a zis, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Și oriunde îl apucă, îl trântește și face spume și scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. Și i-a rugat pe ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. El i-a răspuns și a zis, o generație necredincioasă, până când vă voi suferi? Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el și când a văzut pe Iisus, duhul îndată l-a scuturat. Copilul a căzut la pământ, zvârcălindu-se și făcând spume la gură. Și Iisus a întrebat pe tatălui de cât timp îi se întâmplă aceasta. Și el i-a zis din copilărie. Și de multe ori, ca să-l omoare, îl arunca în foc și în apă. Dar dacă poți, face ceva, fie-ți milă și ajută-le. Și Iisus i-a zis, dacă poți crede, toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede. Și îndată tatăl copilului a strigat și i-a zis în lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când Iisus a văzut că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu putere, și el a rămas ca mort, încât mulți ziceau, este mort. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat. Și când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și el le-a zis, acest fel de demon nu poate ieși decât prin rugăciune și post. În Marcul, la capitolul 9, am citit începând cu versetul 14. Și titlul acestui mesaj l-am luat din cuvintele Domnului Iisus Hristos, în versetul 23, care spune, toate lucrurile sunt cu putință pentru cel care crede. Toate lucrurile sunt cu putință pentru cel care crede. Am cântat mai devreme, înainte de cântarea instrumentală, am cântat acea cântare, cred că a fost numărul 417. Credința noastră stă în veci neclintit, da? Sau ceva de genul acesta. Da? A fost foarte potrivită și m-a pus în tema acestui mesaj. Orice este cu putință pentru cel ce crede. În Evanghelia după Marcu, Ioan Marcu, a fost vărul lui Barnaba. Nu a fost unul dintre cei 12 apostoli. A fost unul care la început i-a fost frică să sacrifice pentru credință și în prima călătorie misionară a lui Pavel și Barnaba, el la un punct s-a întors acasă. S-a speriat de greutățile lucrării, probabil cine știe, și i-a abandonat. Dar apoi a crescut în credință și Dumnezeu l-a folosit și iată, el a scris această Evanghelie, Evanghelia după Marcu. Și Evanghelia după Marcu îl înfățișează pe Domnul Iisus Hristos ca fiind slujitorul perfect. Anul trecut am învățat la studiul nostru biblic despre cine este Iisus din cele patru Evanghelii. Și în Evanghelia după Marcu întotdeauna îl veți găsi pe Domnul Iisus Hristos ca un rob, ca un slujitor care lucrează în continuu. Dar nu pentru el, așa cum lucrează omul din lumea noastră, pentru el și pentru casa lui. Lucrează în continuu pentru alții. Nu termină bine ceva de făcut, că se apucă de altceva. Nu pleacă bine de la un grup cu care vorbește, că se întâlnește cu alt grup. Nu pleacă bine niște oameni de la el, că vin alți oameni. Și tot așa, viața lui Iisus este povestită într-o singură suflare în Evanghelia după Marcu. Nu ni se spune foarte mult când mănâncă, când doarme, când bea apă, dar ni se spune în continuu că slujește. Nu se oprește niciodată, nu se gândește la nevoile personale, ci îndată, este un cuvânt care se repete în Evanghelia după Marcu, îndată s-a dus aici, îndată s-a dus dincolo, mereu între oameni, mereu slujindu-le și arătându-le gloria lui Dumnezeu. Niciodată îngrijorându-se pentru sine. Observăm asta la toți slujitorii lui Dumnezeu din Biblie. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, dar nu ni se spune prea mult despre ei cum își împlineau nevoile personale.
Hai să zicem că aici este vorba despre Iisus și noi zicem, da, frate, că asta e Iisus. Bine. Dar hai să ne lăsăm pe Iisus și să ne uităm la ceilalți apostoli. Să ne uităm la ceilalți slujitori, să ne uităm la Timotei, să ne uităm la Acuila și Priscila, să ne uităm la Tit, să ne uităm la Pavel, să ne uităm la Ioan, să ne uităm la Petru, care avea o soție acasă, avea o soacră, avea o familie de care trebuia să fie responsabil. Să ne uităm la alți slujitori. Și Biblia nu spune prea mult despre ei, cum își împlineau ei nevoile personale. Cum își asigurau ei nevoile pentru ei și pentru familia lor. Cum se zbăteau ei în viața aceasta ca să trăiască. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Biblia nu consideră lucrurile acestea importante. Acestea nu sunt lucruri importante. Ci Biblia vorbește despre lucrarea pe care o făceau ei pentru ceilalți oameni, lucrarea lui Dumnezeu. Ca și slujitorii lui Dumnezeu, noi vom fi abordați de tot felul de oameni care ne vor cere și care se așteaptă de la noi să vadă lucruri mari. Chiar miracole, așa cum au venit acești oameni, această mulțime, și la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi pretindem că suntem pocăiți. A, tu ești pocăit? Pentru că noi pretindem că suntem credincioși. Și vedem aici, din versetul 14, că ucenicii erau împreună cu o mulțime mare și cu niște cărturari, discutau între ei și, îndată ce a văzut mulțimea pe Iisus, s-a mirat și, alergând la el, a salutat. Și el i-a întrebat, despre ce vorbiți? Și un om din mulțime a răspuns, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Și oriunde la bucă îl trântește, face spume la gură și i-am rugat pe ucenicii tăi să scoată duhul și nu au putut. Vedeți, oamenii au diferite probleme. Au diferite slăbiciuni, neputințe, boli, dorințe în viața aceasta și în lumea aceasta. Și oamenii se așteaptă ca totul să se rezolve la biserică. Da. Și acesta este un motiv pentru care mulți oameni se duc la biserică, cel puțin de sărbători. Oamenii se așteaptă ca acolo Dumnezeu și prin slujitorii Lui să rezolve toate problemele. Și avem astfel acest om în această povestire, avem acest om care îl aduce pe fiul său, care era posedat de un duh rău. Spune aici de un duh mut. Și îl aduce la ucenicii lui Iisus. Și mulți oameni se strânseseră să vadă ce se va întâmpla acum. Unde este puterea ucenicilor lui Iisus? Și ucenicii au încercat să vindece pe copil, dar n-au reușit. Și toți erau confuzi acum, pentru că slujitorii lui Dumnezeu ar trebui să poată. Ar trebui să aibă biruință, nu înfrângere în viața lor și în lucrarea lor. Slujitorii lui Dumnezeu ar trebui să aibă un răspuns la orice problemă a vieții. Și Domnul Iisus Hristos ne învață lucrul acesta, că atunci când oamenii vin la noi cu orice problemă, noi nu-i trimitem în altă parte. Amin? Cu orice problemă. Poate că nu o să le răspundem ce se așteaptă ei, poate că nu o să le dăm ceea ce cer ei. Dar noi trebuie să știm, ca și slujitori al lui Dumnezeu, ca și unii care avem Biblia și citim Biblia și cunoaștem Biblia, noi trebuie să știm răspunsul pentru problema lor. Poate că nu le va place răspunsul, poate că nu vor crede, poate că nu vor vrea să primească, dar noi trebuie să știm răspunsul. Amin? Amin. Noi trebuie să știm. Și Domnul Iisus Hristos era odată cu ucenicii pe munte și învăța mulțimi de oameni. Și ucenicii spun Domnul Iisus, dă-le drumul să plece mulțimilor, că s-a înserat. Și aici n-au ce să mănânce. Cu alte cuvinte, ei spun, gata, nu mai putem ajuta. Le-am ținut predica, a fost biserica, de acum încolo trebuie să se ducă să-și caute de mâncare. Și Domnul Iisus Hristos ce le spune? Nu au nevoie să plece. Dați-le voi să mănânce. Cu alte cuvinte, când oamenii vin la voi, când oamenii vă întreabă despre problemele vieții, când oamenii vă cer ajutor, când oamenii nu au rezolvare, voi trebuie să aveți toate răspunsurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să-i trimiteți în altă parte. Și ucenicii Domnului Iisus Hristos n-au putut să rezolve această problemă. Și atunci tot felul de întrebări și discuții s-au născut în mintea oamenilor. Oare chiar sunt ăștia pocăiți? Oare chiar sunt ăștia slujitorii lui Dumnezeu?
Oare chiar sunt ăștia învățăceii lui Iisus? Că asta înseamnă ucenic. Un elev. Un învățăcer. Oare chiar au învățat ăștia de la Iisus? Atunci de ce nu știu? Atunci de ce nu pot? De ce nu fac această lucrare? Sau oare nu poate Dumnezeu să rezolve orice problemă? Oare nu poate Dumnezeu să facă orice? Cine o fi de vină? Din cauza cui nu se poate? Și pe când discutau ei despre aceste lucruri cu ucenicii, a venit Iisus și i-a întrebat: despre ce vorbiți între voi? Care este problema? La ce nu aveți răspuns? Și atunci Domnul Iisus Hristos le dă o lecție tuturor oamenilor care erau acolo, dar mai mult, această lecție este pentru ucenicii săi. De aceea, putem să înțelegem cum putem să răspundem tuturor oamenilor atunci când au o problemă, dar să nu sărim peste această lecție, noi ca și pocăiți, noi ca și credincioși. Pentru că cea mai mare învățătură din această lecție nu a fost pentru cărturari, nu a fost pentru tatăl băiatului posedat de un demon, ci a fost pentru apostoli. Cea mai mare lecție a fost pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, care dintr-o dată rămăseseră singuri, neputincioși, Iisus nu mai era cu ei și erau ca niște copii care atunci când era tatăl cu ei erau mari și tari și vitezi și puteau să facă orice și știau orice. Și atunci când au rămas singuri, nu mai știau să facă ceea ce odată făcuseră cu învățătorul lor. Și ceea ce învățătorul lor îi învățase cum să facă. Atunci Iisus răspunde problemei lor și le arată: iată cum stau lucrurile și iată care este răspunsul său. Și în versetul 19, el spune: o generație necredincioasă. Acesta este răspunsul Domnului Iisus Hristos. Oh, generație necredincioasă ce sunteți! Până când voi fi cu voi? Ce înseamnă că ei aveau nevoie ca Iisus să fie cu ei fizic? Ce înseamnă asta? Că ei nu aveau credință. Ei vreau să vadă. Ei vreau ca El să fie acolo. Cuvântul Lui și învățăturile Lui nu le slujeau la nimic acum. Nu le dădeau putere. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda, vă voi suferi? Până când nu veți avea credință în ce v-am învățat, în ce v-am spus? Domnul Iisus își exprimă indignarea, le reproșează tuturor oamenilor același lucru, un singur lucru. Ce le reproșează Domnul Iisus aici? Necredința lor. Până când voi fi cu voi? O generație necredincioasă. În general vorbește tuturor oamenilor. Și ucenicilor, și tatălui copilului bolnav, și fariseilor, și cărturarilor. Toți oamenii, în general, au o singură problemă. Și anume necredința. Necredința este problema care ne face să ne îngrijorăm, care ne fură pacea, care ne fură bucuria, care ne face să păcătuim și să nu urmăm întocmai calea lui Dumnezeu. O generație necredincioasă. Erau acolo mai multe grupuri de oameni în această scenă. Pe de o parte, mulțimea care se adunase ca la un spectacol, ca la un show. Și tot așa se adună lumea astăzi, lumea religioasă, la sărbătoarea Paștelui, la înviere, la mănăstiri, unde se fac minuni, unde se fac miracole, unde se aude din gură în gură că nu știu ce s-a văzut, ceva nemai văzut și se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat. Mulțimea se adună ca o turmă la un spectacol, la un show. Și tot așa era adunată și acolo. Tot așa se adunau în pustie, la Ioan Botezătorul, și Domnul Iisus a zis: ce ați ieșit să veniți? Pentru ce ați venit aici? Ce spectacol ați venit să vedeți? Pe de altă parte erau acești cărturari, acești învățători ai legii, ai cuvântului lui Dumnezeu, care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament. Ei reprezentau autoritatea religioasă. Ei reprezentau pe oamenii religioși. Ei știau totul din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi îl avem și pe părintele acestui copil, pe tatăl acestui copil stăpânit de un duh mut. Omul acesta reprezintă pe oamenii care au o nevoie specială, au o problemă.
cu care vin la Iisus sau la ucenicii lui ca să fie rezolvat. Și nu în ultimul rând, avem o altă categorie de oameni aici, și anume ucenicii lui Iisus, care se presupunea că au toate răspunsurile și care ar fi trebuit să poată să rezolve problema. Însă toți aveau aceeași problemă, necredința. Fiecare dintre ei, în felul lor, se îndoiau de autoritatea și de puterea lui Dumnezeu, inclusiv ucenicii lui Iisus. Fiecare dintre ei. Oamenii erau diferiți, categoriile de oameni erau diferiți. Pentru unii însemna ceva credința, pentru alții însemna altceva. Ei erau la diferite nivele în relația lor sau în raportul lor cu Dumnezeu. Dar, în general, toți aveau aceeași problemă. Într-un fel sau altul, se îndoiau de autoritatea cuvintelor lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Ei îl oboseau pe Iisus cu necredința lor. Până când vă voi suferi, zice Domnul Iisus. În Maleahi, capitolul 2 și versetul 17, prorocul Maleahi spune poporului Israel, poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care avusese o relație lungă cu Dumnezeu și experiență cu Dumnezeu și primise cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Și Maleahi le spune, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Prin cuvintele voastre arătați cât de puțin îl cunoașteți pe Dumnezeu. Prin îngrijorările voastre arătați cât de puțin vă credeți în Dumnezeu. Prin faptele voastre arătați cât de puțin credeți în puterea lui Dumnezeu. Vă duceți la oameni ca să vă ajute. Spuneți că Dumnezeu nu este drept cum se poartă cu voi. Că Dumnezeu nu vă iubește. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre, spune Maleahi poporului Israel. De multe ori și noi îl obosim pe Dumnezeu cu necredința noastră. Și chiar dacă noi nu eram născuți în timpul acela, când Domnul Iisus Hristos spune aici, o generație necredincioasă, se referă la toți. Se referă la ucenicii lui, se referă la lumea în general, care vor să vadă numai minuni și miracole, pentru că nu cred. De asta vor să vadă minuni și miracole, pentru că nu cred, dacă nu văd. Se referă la cei religioși, se referă la toți în general. De multe ori îl obosim pe Dumnezeu cu necredința noastră. Până când vă voi suferi? Până când voi fi cu voi? Zice Domnul Iisus. Bine, aduceți-l la mine. Aduceți-l la mine. Domnul Iisus era supărat pe ucenici pentru că nu reușiseră să lucreze, deși ei aveau la dispoziție tot ce le trebuia. Erau elevii lui Iisus, el îi învățase cum să facă în aceste situații. Ei erau investiți cu putere de la Iisus pentru asemenea lucrări. Aveau autoritate de la Domnul Iisus ca să scoată dracii, ucenicii Domnului Iisus Hristos. Iisus le-a dat această putere apostolilor să facă vindecări și să scoată demoni. Și chiar ei au făcut astfel de lucrări. Nu era prima dată când trebuia să facă așa ceva. Și noi astăzi suntem ucenicii lui Iisus. Și noi suntem învățați de El prin cuvântul Lui, prin predicatori, prin slujitorii Lui, prin Biblie, prin adunare, prin studiile biblice, prin versete. Nouă însă Iisus nu ne-a dat această putere pe care a dat-o apostolilor. Nu ne-a trimis să vindecăm, nu ne-a trimis să scoatem demoni, nu ne-a trimis să facem miracole. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm pentru bolnavi. În Iacov, capitolul 5, ne învață ce să facem când un frate este bolnav. Dar nouă nu ne-a dat Domnul Iisus aceeași însărcinare și aceeași putere pe care le-a dat-o lor. Dar nouă Domnul Iisus ne-a dat o altă slujbă. Domnul Iisus ne-a dat nouă slujba împăcării. Ne-a învățat cum să mărturisim pe El prin versete biblice. Ne-a învățat că noi suntem ambasadori ai Lui Hristos și trebuie să mergem la oameni să le spunem, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta ne-a dat nouă Dumnezeu de făcut. Ne-a investit și pe noi cu putere de la El. Nu ne-a dat numai cuvânt, dar ne-a dat și putere. În fapte 1 cu 8 veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Ne-a dat autoritate. El ne-a poruncit. Toată autoritatea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. De fiecare dată sunt uimit
de credincioși care le frică mai mult de șeful de la servici decât de șeful din Biblie. Iar săptămâna trecută vorbeam cu cineva și zicea că am scăpat și am putut să vin la activitate ce aveam noi aici, șeful nu mi-a dat de lucru. Și am zis, eu cred că a intervenit șeful ăla. Dar de multe ori chiar credincioșii le frică mai mult de șefii din lume decât de șeful Biblie. De ce? Fiindcă nu avem credință. Obosim pe Dumnezeu cu necredința noastră. Domnul Iisus spune, toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. Nimeni altcineva n-are dreptul să vă oprească din lucrarea pe care eu v-am dat-o să o faceți. De aceea, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici. Faceți ucenici. Cine te-a trimis? De multe ori bat la ușile oamenilor sau îi abordez cu un tractat biblic sau ceva și la un moment dat ei se enervează. Dar voi de ce tot umblați așa prin case? Că noi nu umblăm. Cine v-a trimis pe voi? Cine v-a dat voi autoritate? Și eu de-abia aștept să mă întrebe asta, fiindcă spun, da, Iisus m-a trimis. Mergeți în toată lumea. Amin? Amin. Propovăduiți Evanghelia. Facem noi asta? De multe ori nu. De ce? Ne este frică. De ce? Nu avem credință. Până când vă voi suferi, zice Domnul Iisus, până când voi fi cu voi, trebuie iar să vin eu din cer ca să merg cu voi prin sate la ușile vecinilor voștri? Trebuie să vin eu, zice Domnul Iisus. Voi ce faceți? Domnul Iisus le dăduse lor putere să facă astfel de lucrări și ei n-au putut să facă. Până când ne va suferi necredința? Până când va trebui să facă tot El lucrarea în locul nostru? Și Domnul Iisus spune, bine, aduceți-L la mine. Până când vă voi suferi? Trebuia să faceți voi asta. V-am spus cum să faceți. V-am dat putere, v-am dat autoritate. De ce sunteți așa de crispați? De cine sunteți așa de speriați? De cine vă este rușine? Iisus ne-a trimis și ne-a împuternicit. În fața Lui, spune Isaia, în capitolul 57, în fața Lui cad și leșină duhurile. De cine altcineva ar trebui să ne temem? În versetul 20 din pasajul nostru din Marcu 9, ei l-au adus la El și când a văzut pe Iisus, Duhul îndată l-a scuturat, copilul a căzut la pământ, zbârcolindu-se, făcând spume la gură, în fața Lui cad și tremură, leșină duhurile. Duhurile se tem când apare Iisus. De cine să ne temem noi dacă Iisus ne-a trimis? De ce să nu putem? De ce să nu facem lucrarea Lui? De ce să nu mărturisim? De ce să ne fie frică? De ce? Pentru că totdeauna îl punem înainte pe dar dacă. Uitați ce spune omul acesta în versetul 21 și 22. Iisus l-a întrebat pe Tatălui de cât îmi se întâmplă aceasta și el a zis din copilărie și de multe ori ca să-l omoare, îl arunca în foc și în apă. Și acum zice în versetul 22, dar, dacă poți face ceva, fie-ți milă și ajută-mi. Aceasta este și problema noastră. Spunem, da. Da, știu ce zice Biblia, da, știu ce zice predicatorul, l-am citit, înțeleg lucrurile acestea, le cunosc, dar, cine știe, dar, dacă. Oare se poate? Oare este posibil? Și din cauza aceasta nu vedem multe lucrări. Pentru că nu avem credință. Avem o lecție aici și pentru oamenii nemântuiți. Omul reprezentat de omul acesta, tatăl copilului, pentru cei care îl caută pe Dumnezeu doar atunci când au nevoie mare de El. Când nu se descurcă singuri. Vorbeam cu fratele Cornel la început despre cineva care își exprima total necredința în Dumnezeu ca și creator al lumii, dar după ce s-a îmbolnăvit grav, și-a schimbat puțin părerea și a zis că numai Dumnezeu poate să mă ajute. Și omul acesta reprezintă pe acești oameni care îl caută pe Dumnezeu doar când au o problemă, doar când nu se descurcă singuri. Ei trăiesc doar pentru viața aceasta, nu au nicio speranță pentru veșnicie, de aceea pentru ei Dumnezeu este doar ca o superputere care ar trebui să le rezolve nevoile vieții acesteia pământești, dacă poate. Dacă poți. Ei nu sunt siguri dacă poate Dumnezeu sau nu, dar oricum pentru ei nu
numai viața aceasta contează, așa că dacă poate Dumnezeu să-i ajute cu problemele vieții acesteia. Însă Domnul Iisus nu îi rezolvă așa sec acestui om doar problema cu care el a venit și atât, ca să-i arate că poate. Nu îi vindecă doar fiul simplu, ci Domnul Iisus lucrează și la inima Tatălui. Prin cuvântul Său, prin răspunsul pe care îl dă, Domnul Iisus lucrează la inima Tatălui, făcându-l să înțeleagă că lucruri mai mari și mai bune decât sănătatea fizică a fiului Său există și se pot realiza prin credință. Cum? Mai mult decât sănătatea? Păi ce și-ar mai putea dori un om mai mult decât sănătatea, nu? Sănătatea este cea mai scumpă dintre toate. Dar Domnul Iisus îl face să înțeleagă pe omul acesta că această problemă nu este cea mai mare problemă. Domnul Iisus poate să rezolve această problemă, dar poate mult mai mult decât atât. Amin? Amin. Sunt lucruri mult mai importante decât viața pe pământ. Pentru că omul acesta de asta cerea sănătate. Pentru că dacă moare fiul meu, gata, totul este pierdut. Fiindcă el nu avea nicio speranță pentru veșnicie, ci totul era aici pe pământ. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, da, pot să fac lucrul acesta, dar pot să fac mult mai mult decât atâta, slăvit să fie numele Domnului. Lucruri mai mari decât acestea le vei vedea dacă crezi. Și în versetul 23, Iisus i-a zis, în versetul 22, omul acesta spune, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și Iisus zice, dacă poți crede, toate lucrurile sunt cu putință pentru cei ce cred. Lucruri mult mai mari decât acestea sunt cu putință. Chiar și viața veșnică se poate. Chiar și învierea din morți. Domnul Iisus îi deschide acestui om perspectiva veșniciei și îi mută privirea dincolo de nevoile vieții fizice. Îi atrage atenția la cer. Toate lucrurile sunt cu putință. Chiar și biruința asupra morții. Chiar și mai mult decât vindecarea fizică. Toate lucrurile sunt cu putință pentru cei ce cred. În versetul 24, omul acesta este copleșit, practic, înțelegând că Iisus îl provoacă și îi arată că există ceva mai mare. Îndată tatăl copilului a strigat și a zis în lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Omul acesta înțelege că Domnul Iisus îi sugerează că există ceva mai mare decât sănătatea copilului său. Și mai mare decât se aștepta și înțelegea el, se petrece ceva acolo și că cineva, mai mult decât doar un profet se află în fața lui. Mai mult decât doar un personaj religios, lucruri mult mai mari se întâmplau în fața lui. Și este gata să accepte orice, chiar dacă nu înțelege. Înțelege că este ceva mai mult decât își poate el închipui. Este ceva mai mult decât ce a venit el să ceară. Este ceva mai important, cineva mai mare stătea în fața lui. Și chiar dacă nu înțelege totul pe deplin, este gata să creadă. Și spune, da, Doamne, cred. Totuși, ajută necredinței mele. El spune, nu știu exact ce spui, nu înțeleg prea bine despre ce vorbești, înțeleg că este ceva bun, înțeleg că este ceva ce îmi trebuie, înțeleg că este ceva mai mare decât înțeleg eu, ajută necredinței mele. Este un paradox aici. El spune, cred, dar nu cred. Și de multe ori, aceasta este și situația noastră. Cred, Doamne, dar ajută necredinței mele. Cu gura zic, cred, dar în fapt, nu fac ce zice Domnul sau ce cere Domnul. Și urmează ultima parte a acestei situații. În versetul 28, în acestei scene, când Iisus a intrat în casă, Iisus îl vindecă, știm, am citit pe acest copil, Duhul este scos afară. Aș vrea să vă fac o mică paranteză aici și să vedeți. Care era problema cea mai mare sau cea mai importantă pentru Iisus? Scoaterea Duhului necurat sau era altceva aici? Vreau să vă sugerez că problema scoaterii Duhului necurat și vindecării fizice era un lucru ușor pentru Domnul Iisus. El încerca să ne spună că este ceva mai greu și anume necredința lor care trebuia rezolvată. Necredința din inima omului
Este greu, nici Dumnezeu nu poate să te forțeze să crezi. Între ghilimele nu poate. Adică nu vrea. Și de mulți ani de zile Dumnezeu se chinuie cu fiecare dintre noi să ne împingă, să ne provoace, să ne spună, să ne cerceteze, să mai facem o jumătate de pas în față prin credință. Până când vă voi suferi, o generație necredincioasă? Domnul Iisus spune, o problemă mai mare decât vindecarea fizică este aici. Asta este floare la ureche pentru Dumnezeu. Nu este nicio problemă să ne dea hrană, să ne dea acoperiș deasupra capului, să ne dea sănătatea de care avem nevoie. Cel care a făcut viața nu vă va da hrana, cel care v-a făcut trupul nu vă va da îmbrăcămintea. Cum puteți să gândiți așa prostește? Și să vă îngrijorați ce vom bea, ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca. Uitați-vă la florile de pe câmp, uitați-vă la păsările cerului. Probleme mai mari decât astea există și anume necredința omului. Aceasta este o problemă grea, chiar și pentru Dumnezeu. Pentru că El nu poate, în ghilimele, nu vrea să ne forțeze. Și alegerea ne aparține nouă. Și spun ucenicii aici, în versetul 28, când am intrat în casă cu Iisus, l-au întrebat pe o parte. Noi de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut să facem lucrare? Noi de ce n-am reușit? Suntem ucenicii tăi. Ne-ai învățat, ne-ai vorbit, ne-ai spus că ne dai puterea asta. Am făcut altădată. De ce n-am putut? Avem aici miezul lecției Domnului Iisus Hristos și anume lecția pentru ucenicii săi sau concluzia, învățătura finală a acestei scene. S-ar putea să nu vă iasă din prima o lucrare, zice Domnul Iisus Hristos. Poate că cineva nu va fi mântuit de prima dată când aude Evanghelia. Poate că vecinul tău îți va închide ușa în nas prima dată când te duci cu un tractat biblic. Dacă vorbești cu el despre starea vremii, despre agricultură, dacă îl chem la o cafea și vorbiți despre alte lucruri din sat, puteți să vorbiți ore în șir. Dar imediat ce încep să-i spui despre învierea din morți, despre pocăință, s-ar putea să plece. S-ar putea să nu reușiți să mișcați toate inimile celor care ascultă cu prima predică, cu prima provocare din cuvântul lui Dumnezeu și versete pe care vreți să le spuneți altora. S-ar putea să nu reușiți să vă stăpâniți emoțiile și să rostiți clar doar câteva cuvinte în prima rugăciune publică, în adunare sau la prima cântare de laudă pentru Dumnezeu sau atunci când vă cheamă păstorul, haideți la câștigare de suflete, să mergem în sat sau să mergem în alte sate, așa să vă bate inima. S-ar putea să nu reușiți din prima. Dar Domnul Iisus Hristos, învățătura Lui aici pentru ucenicii Lui este nu renunțați. S-ar putea să nu vă iasă din prima, dar nu renunțați. Este lucrarea la care v-a chemat Domnul Iisus. Este lucrarea pentru care v-a investit cu putere de sus. V-a dat autoritate, v-a învățat. Voi sunteți ucenicii Lui. Cunoașteți cuvântul Lui. Nu vă îndoiți. Nu ziceți, nu pot. Foarte des auzim asta. Nu pot, frate, asta nu-i pentru mine. Domnul te-a chemat să fii un martor al Lui. Nu zice, nu pot. Versetul 29, El i-a zis, acest fel de demon, acest fel de lucrări pentru noi, care nu ne reușesc din prima, nu poate ieși decât prin rugăciune și post, zice Domnul Iisus. Adică persistență, perseverență, insistență. Poate nu vă iasă din prima ce v-a chemat Domnul să faceți. Poate că nu o să aveți rezultatele pe care le-ați dorit. Ce trebuie să faceți? Doamne, am eșuat, nu pot. Rugăciune și post. Rugăciune și post. Oare nu este asta ce mi-a spus Domnul să fac? Oare nu El mă trimite? Oare nu El m-a învățat? Oare nu este acesta cuvântul Său pe care îl duc oamenilor? Atunci nu renunțați. Stăruiți în rugăciune și în post și nu renunțați la lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul. Nu descurajați, nu dați înapoi din cauza lipsei rezultatelor. Stăruiți în rugăciune și post.
și Domnul ne va da biruință. Amin? Amin. Cereți, bateți, căutați. Insistați, dacă știți că este lucrarea la care va chema Domnul. Când Iisus era cu ei, nu aveau atâta nevoie de rugăciune și de post. Dar acum când Iisus nu mai era cu ei, imediat au dat o bară, n-au reușit. Acum trebuiau să se roage și să postească. Nu să plângă ca un copil mic după Iisus. Până când vă voi suferi, aduceți-l la mine, zice Domnul Iisus. O generație necredincioasă, nu ziceți nu putem. De ce trebuie totuși să stăruim și uneori nu avem rezultate imediate? De ce alege Domnul să se întâmple așa? Pentru că trebuie să învățăm să depindem de El. Știți că dacă am avea rezultate imediate în predicile din Cuvântul Domnului, în câștigarea de suflete, în trăirea prin credință, în răspunsul pe care îl dăm șefilor de la servicii, dacă imediat toți ne-ar vedea la picioare și am avea trecere imediat peste tot, ce am crede noi? Nu s-ar înnupa inima și am crede că noi am făcut asta. Dar de multe ori o dăm în bară și trebuie să ne punem pe genunchi, trebuie să ne punem la rugăciune, trebuie să stăruim, că nu știm de ce n-am reușit. Dar Doamne, scrie aici, dar totuși de ce n-am avut trecere, de ce n-am avut biruință? Și ne rugăm și insistăm și postim și Domnul ne dă biruință. Știți ce învățăm atunci? Că El ne-a dat biruință. Amin? Învățăm că trebuie să depindem de El. Și nu numai noi învățăm asta, dar toată lumea va ști sigur cine a făcut acea lucrare. Unul seamănă, altul udă, zice Pavel, dar numai Dumnezeu face să crească. Amin. Vă dați seama câtă mândrie, și așa suntem plini de mândrie, dar câtă mândrie am avea în inima noastră, dacă fiecare suflet care ne-a auzit un cuvânt de la noi s-ar pocăi imediat, dacă fiecare bolnav care ne-am rugat pentru el s-ar vindeca imediat, dacă toți oamenii ne-ar asculta tot ce zicem noi și s-ar lua după stilul nostru de viață, n-ar mai fi nimeni ca noi. Dar trebuie să știe toată lumea că numai Dumnezeu face să crească. Și noi trebuie să depindem de El. Și ucenicii au învățat lucrul acesta aici. Orice lucru este cu putință celui ce crede. Nu orice vrem noi, nu orice ne-ar plăcea nouă, dar orice este necesar pentru împlinirea lucrării la care ne-a chemat Domnul, pentru a mărturisi pe El. Orice lucru necesar este cu putință celor ce cred. O generație necredincioasă, zice Domnul Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Câteodată este nevoie de stăruință, de post și rugăciune, adică de credință. Prin asta ne arătăm credința, că nu renunțăm. Nu ne lăsăm învinși, ci mergem înainte și stăruim la Domnul. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și Domnul să vă binecuvânteze.